uitați măcar până după intro să porniți mesul și vă rog eu. Să apucăm și noi să zicem ceva, că ne pare bine că ați venit, că din asta. După aia, dați drum. Fică în șaftuța și pentru câteția ta. Eu pot să scriu cu atare pe cum aș fără, și atare nicio problemă. Trebuie să-ți meargă netul atât. Da, trebuie să-ți meargă netul. Și sunt pe online ce faci cu asta. Ah, ok. O să fie online. După ce faci? După prima parte. Când o să fie ceva. Acum e o pagină care spune că 200 ține la început. I think we'll go. Good. Hai. E deja pornit, nu mereu să-l. Hai, du-te, bagă. N-ai ce să faci, asta ziceam. Da, nu. La tine. Salut! Ce faceți? Da, noi nici nu e aici. Azi, tehnologica nu țin deloc cu noi, dar deloc, deloc. Adică nici video, nici audio ca lumea nu prea avem pentru stream, din păcate. Acceptăm ceea ce avem. Măcar aici ne auzim între noi, nu trebuie să țipăm sau ceva de genul. Deci, we're good to go. Îmi cer scuze pentru întârziere și hai să începem ediția 0x1D a Security Espresso. Astăzi este un joint meetup dintre Security Espresso și Bucharest Functional Programming și îl avem aici alături de noi pe Vladimir Ciobanu, care va avea o prezentare mai mare. Prima parte va consta în scrierea unui HTTP server în Haskell. Câți de aici știți Haskell? Mai mult decât mă așteptam. Așa, și în a doua parte, cei care ați venit cu laptopurile, câți ați venit cu laptopurile? Asta e că avem mai mult decât mă așteptam. Bun, cei care ați venit cu laptopurile o să dați în serverul ăla și încercăm să-l crăpăm. Și încercăm să-l stricăm și apoi încercăm să-l reparăm tot împreună cu Vladimir. Bun. Cred că putem să începem și Vladimir, ai cuvântul. Mersi, salut. Bine ați venit. Un pic ciudat să mă audă, foarte tare. Mă vreau obișnui. Mai avem doar niște slide-uri de aici sau mergem mai departe la slide-urile mele? Nu știu. Just go. Bun. Ok, să începem cu o scurtă introducere. În primul rând, cine sunt eu? După cum spunea și Anatol, apropo, mersi pentru introducere. Sunt programator de multă vreme, atât de mult cât am început să șterg primele chestii din CV, că nu mai vreau să mai fac PHP sau alte chestii și atunci așa. Deci fac chestia asta ceva vreme. Apropo, disclaimer, n-am absolut nicio treabă cu security, altfel decât că scriu cod care probabil nu e secure, așa că nu sunt expert, dar mă bucur să fiu aici și să învățăm împreună poate câte ceva. Ok, mai departe, eu mi-am început cariera așa de programator cu OOP și C-Sharp și am făcut C++ și am făcut chestia asta destul de mult, după care acum aproximativ 2 ani, am descoperit sau am reușit în sfârșit să mă apuc de Haskell, că era așa undeva în the back of my mind de foarte, foarte multă vreme. Și nu găsisem cum să fac, am reușit și am învățat Haskell și după aia am avut marele noroc să găsești un job full-time de Haskell și fac asta de, în curând, cred că se face un an în care chiar lucrez full-time pe Haskell. Și îmi place foarte mult. Ok. Printre altele, mai sunt și co-organizer, co-owner pe Bucharest FP și am ținut și acolo câteva prezentări și organizăm și pe acolo și o parte dintre voi și mă știți foarte bine că sunteți și voi în grup. Da, și mă rog, inimioara asta era pentru Anatol și Alexandra, că a fost absolut ideea lor chestia asta, tot ce era colaborarea asta. Alexandra mi-a zis, nu vrei să faci, mi-a dat și ideea de ce să fac. Anatol m-a ajutat și cu ce exploduri ar putea, putea să-l găsiți, nu știu, vedem dacă ne-am gândit dinainte la variante sau nu. Deci, mersi frumos, chiar mi se pare ideea foarte faină. Bun. Acum știu că am văzut oricum de la ridicatul mâinii propus de Anatol, că nu foarte multă lume știe asta. Așa că, ca să nu avem o primă jumătate în care
mare parte din voi nu se uită sau nu sunt interesați, o să încerc așa să fac o variantă, nu are mai mult de 5 minute, deci nu o să știți Haskell după aceste 5 minute, dar măcar să putem să citim împreună codul fără să neapărat foarte, să fim foarte stricți în asta, dar așa, un pic de tot. Și de asta am și tabla, că nu aveam de gând să fac slide-uri pentru asta. În primul rând, Haskell, am zis aici pe primul așa map. Ce înseamnă asta? Că spre osebire de un limbaj nefuncțional, să zicem, sau de multe alte limbaje, sau poate cele care suntem special familiar, în Haskell nu spunem compilatorului cum să facă ceva neapărat, sau ce obținut pas cu pas, ci doar o descriere care seamănă mai mult cu descrierea funcțiilor din matematică, într-un fel, că, de exemplu, factorial, am scrie cel de genul f de, nu știu, 0 egal cu 1 și f de n egal cu n înmulțit cu f de n minus 1. De asta trebuie să spun în paranteză. Da. Dar asta seamănă foarte mult cum am scrie mate chestia asta, da? Bun. Iar o chestie importantă de spus e că, acum, în multe limbaje de programare vedem ceva de genul nu știu, da, apelăm funcții f cu x în paranteză și dacă avem două argumente, să zicem, f de x și y, în Haskell să vedeți că același lucru se scrie pur și simplu f spațiu x sau f spațiu x și y. Da? Asta se numește currying, respectiv un currying, trecerea dintre variantele astea. Da, ideea e doar să știți cum să citiți când vedeți acea spații și chestia astea. Când vedeți așa, înseamnă că asta e funcția și astea sunt argumentele pe rând, oricâte pot să fie, da? Așa, altă chestie importantă în Haskell e că e un limbaj pur, care înseamnă că, na, dacă scriu o funcție și în principiu aici, la f-ul ăsta, i-aș putea să-i pun o notare de tip înainte, să-i zic că e, nu știu, de la int la int. E, și asta înseamnă că asta, cineva trebuie să zică, ok, asta seamănă cu o chestie genul int f de int x. Să scrie implementare similară în C. Diferența e că aici, într-un limbaj non-pur, aș putea să fac orice altceva. Aș putea să, nu știu, apelez un HTTP service, bază de date, să șterg un fișier și așa mai departe. În Haskell nu am voie. Ca să pot să fac efecte secundare, ar trebui să scriu aici IOI cu spațiu în loc de intul ăsta și atunci asta îmi spune mie input-output că ok, am efecte secundare. Orice altceva în afară de IO sau ceva derivat din IO acolo, nu am voie să fac nimica care nu este pur. Și iar ce garanțim de asta e că de oricât ori evaluez o funcție f care nu are un IO acolo, o să se întâmple tot timpul același lucru. Dar indiferent de câte ori rulez și așa mai departe, nu am problema de asta. Și în fine, am scris aici, nu știu dacă toată lumea care face asta ar fi de acord cu mine că asta e o listă completă, corectă sau în orice fel, dar majoritatea oamenilor ar accepta că Haskell e foarte bun la parsat, a făcut limbaje GDSL-uri, la multi-threading și, mă rog, din perspectiva mea la multe altele, dar cel puțin astea. Și e folosit destul de mult, de exemplu, pentru limbaje de programare, da? Pentru că e foarte bun la parsing și atunci o parte importantă dintr-un limbaj de programare e parsing și iar o altă parte ar fi interpretarea, care și asta atunci ai, te poți baza pe purity și pe alte chestii ca să te asiguri că cât de cât e corect ce faci. Bun. Cam asta a fost introducerea scurtă, nu o să intru prea mult detalii, că ne-ar lua prea mult. Apoi, na, o să mă vedeți acum, sper, scriind cod relativ simplu, fără să fac prea multe Google searches, fără să look up stuff și mai departe. Sunt două chestii aici. În primul rând, după cum am spus aici, mi-a luat mult mai mult de 45 de minute să fac prima oară versiunea asta de cod. Și trebuia cumva să mă încadrez în timp. Și pe parcursul scrierii am căutat mult, am greșit de multe ori, am avut multe versiuni, am niște fițuițe aici cu codul, deci în caz că mai uit ceva, deci, na, o să mă vedeți răspăintele, adică nu așa. Bun, dar ideea e că totuși am observat, așa, ca o scurtă paranteză, diferență lucrând cu Haskell, așa, mă trebuie să fac un pic de reclamă și limbajului pe care îl iubesc.
cum înainte făceam Google search-uri și, mă rog, pentru cei care fac o grămadă de navigări pe Stack Overflow și de acolo am luat toate răspunsurile la ce întrebări căutam, observ că de când fac Haskell nu mai ajung pe Google sau pe Stack Overflow, ajung pe Google și pot să vă arăt de ce vreau să spun cu asta. Google este un Google, Haskell Google sau Haskell Database, da? În care eu pot să scriu acolo un tip și el îmi zice ce funcție există de tipul ăla. Și de cele mai multe ori nu caut how do I whatever în cuvinte. Eu scriu un tip și zic ok, vreau o funcție care îmi ia o listă și îmi ia altă listă și îmi zice dacă ceva de genul ăsta și acum trebuie să vedem ceva cu sufix și prefix, nu știu, da. Da, care zic, ok, dacă pot să compar, EQ sau equalize, deci dacă pot să compar 2 de A și îți dau două liste, întreabă-mă dacă una e prefixul sau sufixul altuia, da? Și, na, mă gândeam că așa trebuie să arate și trebuie să găsesc cum se numesc, dacă nu știam cum se numesc funcțiile. Și cam asta constă googling-ul când faci Haskell mai mult decât altceva. Adică știi cam ce vrei să faci, îi cauți tipul și găsești funcțiile care sunt implementate cu de genul ăla. Bun. Mai ziceam eu aici pe slide-uri undeva că să vă arăt un pic și cum arată ce făceam efectiv Googling. O să fac așa mai scurt decât plămisem inițial, dar... Bun, ideea inițială care a fost? Că, ok, vrem să facem un server HTTP, da? De web. Ce vrem să... Ce înseamnă asta, de fapt? Păi, avem niște... un server de TCP, clar, da? Trebuie să ascultăm undeva, să ne bindăm pe un port, să ascultăm conexiuni. Și pe aia, după, am vrea cumva să primim conexiunile și să le facem ceva și să dăm un răspuns, da? Procesăm și dăm un răspuns. În principiu, ar trebui să fie simplu. Știam că există o librărie destul de cunoscută, se numește Conduit, scrisă de niște oameni care fac asta de foarte multă vreme, care se ocupă cu, se numește, na, zic aici că e Streaming Library, da? Și spune, ok, interesant, știi că primesc datele ca un stream, le trec prin niște procesare și, ok, uite rezultatul. Și, în fine, am intrat aici, am văzut că e zic ca un homepage, mi-am dus pe homepage, bine, e un readme integrit, nu mă aștept să scrie cine știe ce homepage, dar e una dintre lucrurile foarte bine documentate din Haskell. Și are o grămadă de exemple și explică și în principiu vreau să ne uităm aici la un exemplu împreună doar așa, că să nu pară foarte foreign codul când îl vedem. Da, și de exemplu putem să ne uităm aici. Putem să citim de aici în jos, că asta ne interesează în principiu, da? Și asta, na, nu trebuie să știm exact ce fac, dar yield menu probabil că înseamnă că ne dă toate valorile pe rând, de la 1, 2, 3, până la whatever, toate posibile. După aia take, luăm pe primele 10, mapăm cu mulțim pe 2 fiecare valoare, după aia luăm atâta vreme cât numărul e mai mic decât 18, după aia transformăm în listă. Seamnă un pic așa cu bash piping, dacă nu ne uităm la punctul ăsta. Avem, da, funcții și le pipăim una după alta, dar cam asta face conduit, asta îți permite. Bun, ei, mă rog, și în fine, ăsta îți asumă listă și apoi la sfârșit ăsta rulează toată chestia asta și îl printăm. Și dacă am rulat exemplul ăsta, am vedea o listă cu numele roate de la 1 la 10, mulțite cu 2, care sunt mai mici decât 18. Da, asta ar fi rezultatul. Bun, și pe undeva pe aici, prin exemplele astea, zicea că, uite, dar vreau și un conduit extra, să dăm undeva, nu știu ce zicea. Așa, și uitându-mă aici pe librăria asta, am găsit așa niște chestii interesante. O dată, autoparsec, care știu eu că e un parser, și am zis, ok, util, că poți trebuie sigur să parsez cumva textul care îl primesc mai departe, și un network care suna interesant și aici am găsit funcție foarte interesantă, că se numește la NTCP server. Super, exact ce-mi trebuia, da? Asta vreau să de la genul ăsta, n-aș fi putut să găsesc tipul să scriu, pentru că nu m-aș fi gândit că se numește server settings, da? Nu știu, știu cum s-au gândit să denumească aici și atunci e un pic mai exploratorii ca să-ți găsești librările care vrei să le folosești, da? Și, mă rog, întâmplătorii, da? Fix deasupra o funcție care îmi zice server settings cum arată, îi vrea un int, un host, probabil cum să se bindeze pe steluțe, pe ce interfață,
și îmi dă un server settings care îl vrea, run TCP server. Ăsta mie îmi spune când e un IO, tipul ăsta unit înseamnă e echivalentul void-ului din C. E o funcție care nu-ți returnează nimic. Da? Și care face side effect-uri IO, da? Așa, deci o funcție care și-a data asta, mă gândesc, eu nu știu ce e, dar probabil că e o metodă să-ți iei receive-ul și să dai send-uri, da, pe rețea. Deci să citești datele care ți simplu și pe aia să-și trimiți. Așa, și mă rog, ce, doar ce mă țin important, că ne interesează ce întoarce, că doar rulăm un server, da? Bun, e, și de aici o să încetăm. Ok. Da, înainte să începem, mai să ne facem un plan, să vedem exact ce vrem noi să facem. Și era bine dacă aveam și un bulete. Da, o să îmi șterg rețeala de cineva, scuze, dar... Da. Mersi, la asta nu m-am gândit. Așa. Ok, să încercăm. Aș vrea să le scriem aici ca să le avem totuși, că slide-ul ăsta nu o să-l mai avem în față. Și atunci o să fie mai greu. Bun. Ok, deci ce vrem? Vreți să facem așa. Ok, mergi să-l folosesc. Așa, ce vrem să facem? Vreau să zicem așa, deci vrem să accept get requests. Da? Și după aia vrem să facem și range headers. Bun. Vrem să întoarcem 404 dacă nu găsim fișierul care se cere, vrem să întoarcem 501 dacă nu e, dacă nu știm răspunsul. Aici putem să primim un post, putem să primim un put, putem să primim, nu știu, chestii care nu ne înțelegem, atunci dăm 501, da? Da, mă rog, sunt și pe slide momentan. Așa, ok. Bun. Și când terminăm, o să vedem dacă atunci luăm pauză. Deci facem mai întâi aceste patru lucruri. Da? Bun. Și acum trecem la Espresso. De asta a fost introducerea, da? Bun. Și ca să nu stăm foarte mult să pierdem vremea, o să vă arăt aici. Deci fișierul așa începe cu un module server și cu multe importuri pe care le-am pregătit din timp ca să nu stăm în timpul tocului să găsim importuri și module și mai departe. Și după aia facem așa, out of sight, out of mind. Bun. Și începem cu codul ăsta, hai să-l avem scris, să nu stăm să bâșbâim între browser și documentație și cod. Și ce face chestia asta? Păi, iar anticipi server care vi l-am arătat mai devreme, începem de acolo de sus, da? Cu niște settings și handler. Ce sunt settings? Pe le definesc aici mai jos, în where, da? Și server settings e funcția care îmi crea obiectul de settings, care vrea un port și un IP address, care sunt puse mai jos, da? Deci partea asta la 300 e clară. Și handler e chestia care mi-a apucut data și asta ce se asta o să fie apelat la fiecare, pentru fiecare request, da? La fiecare request, asta e handlerul de request. În apă cu data. Asta e chestia care ce am poți să iei datele care ți intră și după aia să trimiți, să folosești și ca să trimiți către un sync răspunsul, da? Bun, și avem un run conduit în care luăm sursa și le scriem la stdout. Deci momentan serverul nostru atâta face și hai să vă fac și un scurt demo. Dacă vă uitați în dreapta sus, o să dau un make chcid. De chestia asta aici, de câte ori să luăm fișierul în partea stângă, în editor, asta o să recompilez și să-mi zică dacă avem erori sau, de exemplu, dacă scriu aici o literă, și o să-mi zică, nu știu ce e acolo, deci acolo puteți să vedeți dacă avem erori sau nu, da, de câte ori salvez. În a doua fereastră de sub cea de la mijloc, o să avem un repl-ul de Haskell, da? Unde încărcăm proiectul nostru și putem să luăm diverse chestii, ca să nu mai știi cum se fac și... Momentan o să pornim serverul și atât. Da? Deci acum serverul nostru ascultă pe portul 5000, pe toate adresele și ce ar trebui să facă? Când primește un request, ar trebui să-l scrie la stdout aici și să mă răspundă, da? Și acum hai să și vedem că asta așa se întâmplă. Facem un request și ce s-a întâmplat? Am primit exact, na,
Asta e put my chair request-ul, header-ele, da? Și, mă rog, verbul, path-ul, protocol, header-e și aici ăsta e stuck pentru că n-a primit niciun răspuns și așteaptă să răspunzi. Noi nu răspunde nimic, deci pare că o să dea el time-out sigur la un moment dat și asta e. Să-ți cum auzi că sunt de ce acolo de ok. Bun. Păi ce trebuie să facem mai departe? Putem să urmărim ce... cum e, ce... lista noastră de task de aici, dar mă de cum. Bun. Deci. Sau hai să încercăm să facem așa o mică schemare pe tot. Deci, avem așa. Avem apă cu source ăsta. Putem să scriem așa. Da? Deci, ce am vrea să-i facem lui ăsta? Să-l parsăm, nu? Deci, acolo ne vin niște... Da, ne vine string-ul ăla de acolo, din partea de la mijloc. Și am vrea să-l parsăm, nu? Hai să-i zicem pars. Poate... Nu e marge. Am făcut source ce-mi vine. O să vă zic eu din tipul ăsta e un byte string, care putem să-l considerăm că e un fel de buffer, da? Bun, după ce îl parsăm, ce am vrea să facem cu el? E probabil că am vrea cumva să vedem, mai că, na, îl parsăm, vedem că e get și dacă are range sau nu și procesăm un pic, după care am vrea să obținem un obiect de tip, un obiect, un, ceva de tip request, da? Bun. Deci asta, parsul, practic, o să ne transforme din byte string în request. Da? Ce primim noi. Și după aceea ce am vrea? Păi am vrea să procesăm request-ul cumva. Deci aici se zice că avea un fel de process, da? Care mi-a request și ar trebui să-mi dea un respons. Acum, pentru că noi responsul e foarte simplu, adică ori 404, 501 sau un fișier. Da? Atunci putem să considerăm că putem să facem direct în byte string. Da? Deci tot. Întoarcem un string care îl trimitem înapoi către caller. Da? Și atunci avem un apă cu sync, cred că se numea, și iar byte string, da? Deci cam asta vrem noi să implementăm acum. Bun. Și hai să începem cu un parser. Bun. Acum, parser în principiu are, arată așa. Sau, hai să vedem tipul care vrem să-l parsăm înainte de toate, da? Așa începem. Haskell mai tip cu tipul și zicem data, request, un nume de constructor și momentan ce am vrea să-i zicem acum? Noi putem să începem cu nimic. Putem doar să facem așa. Zicem, ok, un request e request dacă începe cu get și altfel nu ne interesează. Ceva de genul ăsta, nu? Deci, hai să zicem, e get request sau not implemented. Da, nu știm. E o variantă să facem chestia asta. Bun, și acum hai să încercăm să scriem parserul pentru chestia asta, da? Să zicem request parser. Îi dăm și un tip, zicem ok, vreau să fie un parser pentru tipul request. Ok, și ăsta îl zicem așa. Ce, cum vrem să zicem ăstea? Ăsta pentru că am aici un sau între ele, adică am ori request or not implemented, înseamnă că trebuie să am un parser care îmi dă request și nu care îmi dă not implemented. Sau măcar not implemented să fie fallback-ul, da, dacă nu știm. Și atunci ce am vrea să facem? Păi ăsta, practic, ar trebui să fie compus din două parsere. Un parser pentru get request sau un parser pentru not implemented. Dar noi ce vrem? Not implemented nu vrem să parsăm, vrem doar să fie un fallback. Putem să zicem direct doar, ok, e not implemented, dacă nu e ăla. Bun, și atunci trebuie să scriem get request parser. Și asta putem să zicem așa. Da. Request, pare de bine. Ok, și asta ce vrem să facem? Păi, vrem să citim în primul rând stringul get, nu? Clar. Și asta o scriem așa. Și după aia nici nu interesează mai departe, nu? Atât. Deci dacă am ajuns la dacă am reușit să citim get, momentan suntem bine. Bun, hai să vedem dacă merge așa. Și trebuie să întoarcem. Da, get request, adică zic ok.
În cazul ăsta, merg pe get request, pe cazul happy, în cazul în care ăsta nu merge chestia sau să dea o eroare, o să treacă aici, unde am dat implemented. Da, cam asta ar fi ideea aici. Bun. E, și acum trebuie să ne aducem aminte cum se face iar. Deci nou asta era cu căutare pe Google, dar în principiu ce am vrea să facem? Am vrea cumva să zicem așa, că în loc să mi-l pui în stdout, să-mi-l trimiți la parser, da? Chestia asta. E, și există o funcție, de fapt, cred că am și arătat la un moment dat pe aici, găsisem autoparsec, ok, și are sync parser asta, de fapt, funcția care o căutam. Bun, și asta e așa. Aici trebuie să punem un... Și se numește request parser. Bun, și acum trebuie să mai facem niște mici schimbări, și anume, stdout.co ăsta, practic, nu dădea mai departe. Ăsta era un parser, un sync de, cum zice, de conduit, care mănâncă tot output-ul și nu face nimic, îl printează, dar nu-l dă mai departe. E, totuși ar fi frumos să mai vedem în continuare aici, în dreapta, ca să știm cum parsăm celelalte headere și mai departe, să ne fie mai ușor, așa că o să scriem un pic de magic aici cu... Așa, unde... Okay. Asta o să fie un fel de același lucru cu ce era înainte, că tot o să-mi scrie la stdout, numai că îmi dă și mai departe ce a citit, da? Mai precis, asta îmi iterează tot ce primește de acolo și îl scrie put sătârâna pe ecran, unpack o chestie care se transforme din byte string în string. Da? Asta e tot ce se întâmplă aici. Bun, dar acum rezultatul acestui conduit nu mai e nimic. E un obiect de tip request, că îl parsez. Da? Și atunci trebuie să-l iau pe ăsta, să-l citim, da? Ca rezultatul ăsta. Și după aia, hai să facem aici un pic de magic și să zicem că ceva de genul ăsta ar trebui să meargă. Da? Adică ce se întâmplă? De ce ne așteptăm să vedem acum în partea dreaptă? De câte ori avem un get request, dar ne așteptam ca get-ul ăsta să se parseze successfully, să ne dea get request, să ne arate tot request-ul exact acolo, dar să ne scrie la sfârșit și get request. Da? Că a reușit să parseze în get request. Și dacă îi dăm put sau altceva, o să ne dea un, nu știu, un unknown, da? Un not implemented, pardon, momentan. Și hai să vedem că merge chestia asta. Trebuie să restartăm, că nu, trebuie să și reîncărcăm GHC-ul aici, toată jucăria. Rulăm serverul din nou și încercăm mai întâi cu un request normal. Și, da, deci cum am zis, ne-a arătat același lucru și după aceea ne-a zis și get request la sfârșit, da? Care înseamnă că a reușit să parseze get-ul ăsta de la început. De unde știm că merge, păi facem și un put. Aici. Și vedem că am primit imediat not implemented, da? Deci ne merge parser. Hei! Da? Bun. Sau ne merge această prima versiune de parser. Deci, acum ce trebuie să-ți facem mai departe? Să continuăm să scriem la parserul ăsta, da? Să, ce ne interesează? Păi, hai să mai dăm un get request ca să vedem request-ul exact. Și hai să zicem și depune și un index HTML ca să vedem și mai clar ce se întâmplă. Bun. E, și pe ce ne interesează? Ne interesează ce e aici după slash-ul ăsta să parsăm, ca să știm ce fișier să-i dăm userului. Mai departe nu prea ne interesează, apropo, pentru cine nu știe, toate linile sunt terminate de slash r slash f. Da, deci putem să ne folosim trucul ăsta ca să părțim liniile. Ok, și momentan oricum ne interesează nimic altceva. Deci dacă noi vrem să știm ce fișier să-i dăm userului, trebuie doar să citim chestia asta, da? Deci, practic, ce am putea să facem aici? Noi am putea să zicem, ok, get request-ul, dacă e un get request, trebuie să aibă și un path. Atunci aici mai putea să mai punem o string aici, ca parametru, care reprezintă path-ul. De fapt, și mai civilizat ar fi să-i zicem file path. De fapt, e tot un string, dar cu un alias să ne spună un pic mai multe. Chestia asta, bun. Deci, acum, de exemplu, dacă am compilat, ne-ar dea o eroare. Deci, hai să și arătăm că ne dă o eroare. De ce? Pentru că, zice, nu pot să întorci un get request, pentru că îmi trebuie și string-ul. Nu poți să mi-l dai așa. Da? Și atunci trebuie să-l parsăm.
Deci ca să facem mai simplu, putem să zicem așa, ok, nu doar get, mănânc cam get spațiu slash, exact ce e acolo, da? Bun. Și după aia trebuie să luăm un string. Care un string se ia ceva de genul ăsta, da? Deci trebuie să-l citim și așa. While 1, not, ok. Și acum, și cred că trebuie să mai fac aici un unpack, că e string. Ok, bun, hai să-și explicăm ce am făcut. Take while, adică mi, e tare, dar trebuie să vezi, take while, not space. Se poate citi limba engleză, da? De ce? Pentru că, în principiu, dacă ar fi un space aici, trebuie să fie URL encoded cu procent 20 sau ceva, dar nu, nu poți să aibă space. Deci, când s-a terminat path-ul, aici e spațiu și mai rămează protocol. E bine, noi acum am putea să pasăm un pic mai civiliat, să zicem, ok, trebuie să ne uităm și la protocol, să vedem dacă îl înțelege, dar până la vedere că facem ceva absolut trivial, nu o să ne uităm la ce versiune de HTTP ne cer, e request-ul și dacă așa, că acum avem chestii foarte triviale, doar îi dăm înapoi fișierul, da? Bun, hai să încercăm să vedem ce se întâmplă acum, da? Ok. Pardon, trebuie să-l recompilăm, rulăm serverul și mai încercăm o dată un get cu index HTML. Și a mers, da? Deci acum, pe lângă get request-ul care era gol înainte, avem și path-ul aici. Da? Bun. Ok, și acum. Ce să facem mai departe? Hai să lăsăm range header-ul mai la final și să ne uităm, să facem, să pregătim și un response, oarecum. Da? Deci acum avem request-ul și trebuie cumva să scriem și un response. Și pentru asta ce o să ne trebuiască? Păi, poate să ne trebuiască o funcție, am zis, da? Care îi zicem respond și care ce ne ia? Ne ia un request, da? Adică chestie care obținem ca rezultat al parsing-ului și apoi să ne dea un response care să-l facem ca byte-string. Bun. E, și acum, putem să scriem funcția cam cum am scris eu factorialul mai devreme. În cazul de 0 faci ceva, în cazul de 1 faci altceva. Da, și atunci putem să zicem așa, în cazul de aia să faci mai întâi cazul mai puțin interesant. Dacă e not implemented, atunci, acum mă scuzați un pic, dar n-am timp să scriu toată asta singur, așa, așa că o să luăm de aici. Bun. Da, nimic interesant. Ăsta e mesajul de ce sunt not implemented, da? Bun. Și dacă vrem, respond pentru request de path. O să zicem, momentan, pentru că vrem doar să testăm, 404, not found. Am scris ceva, e get request ăsta, de fapt. Bun. Și mă rog, aici se plânge că nu am folosit path, așa că o să fac fericit. Bun. Și acum cine aștept? Na, încă, de fapt, nu. Acum nu se întâmplă nimic, că ne-am scris funcția, dar nici n-am apelat-o nicăieri, da? Deci m-am grăbit un pic. Se întâmplă des asta. Ok. Bun. Și acum, ce am vrea să facem aici? Acum am vrea cumva să mai luăm un conduit în care folosim request-ul, mă rog, rezultatul de la apela response pe request-ul ăsta, da? Deci response era o funcție care am luat un request și dau un byte step. Deci noi vrem să scriem în acest apps, mă rog, app de data, dar nu în sursă, ci în destinație, da? Să-i trimitem byte string-ul ăla. E, și asta iar e cu un cep, un grand conduit, așa, care îi zicem, pardon, ok, și aici trebuie să mai facem așa. Ok. Și aici trebuie să zicem doar că am tapu pe sync. Cred că asta e tot și cred că am scris cu dâmic aici. Bun. Deci aici ce fac? Pur și simplu, apelez funcția care am scris-o mai jos de respond, la care transformă un byte string. Ăsta o să fie tip byte string și pe ok. De la byte string ăsta trimite-l în apu pe data, în sync-ul de apu data, care e
inversos. Aici citește, aici scrie. Asta e tot. Și hai să vedem dacă și merge chestia asta. Ok. Bun. Și am primit not found acum, n-am mai languit, n-am mai dat eroare. Am primit not found, de ce? Pentru că am avut un request de index și am zis, tot timpul dăm not found, că încă nu știm să le căutăm, nu știm unde, da? Și la fel, dacă facem și put, o să primim, mai zice, eroarea cealaltă, not implemented. Deci, teoretic, mă rog, în afară că nu funcționează, că nu răspunde cu fișierul, am făcut de aproape tot. Cam așa gândesc programatorii, am răspunde pe cei care nu sunt programatori, era internet, acum mai am 5 minute și așa. Bun. Ok. Acum, ce trebuie să mai facem? Trebuie să-și întoarcem un fișier, așa ar fi frumos, să fie minimally useful chestia asta. Bun. Ceea ce înseamnă că trebuie să folosim path-ul ăsta aici, da? Argumentul de path, cumva, să citim fișierul de acolo, da? Bun. Și acum, cum se face chestia asta? E așa, sunt... hai să începem cu varianta cea mai simplă, care nici măcar nu verificăm nimic, că așa facem noi. Și cum era? Deci, read file, iar cu... Ok, și cred că asta e tot. Așa. Asta nu mai... renunțam la chestia asta, dar mai avem o mică problemă aici. Când vreți să facem read file, ziceam mai devreme că Haskell e pure. Și atunci nu o să pot să citesc un fișier într-o funcție care îmi întoarce by string simplu, da? Că e ca și cum aș putea să, cum e, ce mai devreme, într-o funcție de la int aș putea să citesc baza de date, nu ai voie. Bun, și atunci trebuie să schimbăm funcția asta să fie IO by string, da? Nu mai merge să fie așa. Și atunci avem o mică schimbare, zicem, ok, ăsta știu că aș putea, ce înseamnă pure, știu că aș putea să fac aici ceva urât, dar nu, eu doar am o valoare pură, poftim, asta e, da? Pe când în cazul celălalt am chestia asta unde nu mai e valoare pură și o să ne mai dea o eroare mai sus, unde aici, unde noi am încercat să folosim asta ca o valoare pură, dar nu mai putem, trebuie să folosim așa. Bun, și acum merge. Pardon, trebuie să și reîncărcăm. Bun. E, și acum putem să încercăm să luăm, dar mai avem mică problemă. Hai să încercăm să luăm, să ne ce se întâmplă. Bine, nu cu put, cu get. Sunt și eu curăț ce se întâmplă. Am not quite sure. Ok, o eroare urâtă. Ok, ce se întâmplă aici? Eu da, și aici vedem și eroarea în, la mijloc, da? Ne dă și Haskell eroarea și nu am crabă pentru că rulează într-un thread separat. Asta face TCP server. Ce se întâmplă aici? Mi-a zis să-mi ia index HTML, dar de unde? Probabil că încearcă din current folder sau ceva și nu-l găsește, da? De atunci ne trebuie cumva undeva un ceva gen base path cu care să-l appendăm, da? Deci, să zicem undeva pe aici. Da, da. Așa, și să zicem... Și aveam un folder pregătit care era un index, dar nu mai știu cum se numea, HTTP home. Am de mică să țin minte. Pe home. Bun, și acum trebuie să facem ceva de genul... cred că așa ar trebui să meargă. Bun. E, și acum, if we're lucky, chiar o să meargă. Sau nu? Am recompilat. Cred că s-ar trebui să facă chestia asta de aici. Nu, mai pune slash, dar pune după home, acolo slash. După? Păi nu, asta zic, asta cred că face asta. E așa, sper. Dacă nu încerc așa. Pentru că tău e index.html și apendează la home. Caută home index.html. Mai pune un slash acolo. Lipsește... A, da, așa, lipsește header, corect. Da? Deci, dacă nu mă uit pe notițe și mă cred mai deștept decât sunt, asta se întâmplă. Bun, deci, într-adevăr, noi avem contentul aici, da? Dar nu știu cine a zis corect acolo, nu e suficient să dăm contentul.
Trebuie să dăm și un header, că na, e un protocol sărac. Și vrea și el niște chestii. Ai cartul frumos, așa. Ok, și după aia trebuie să mai dăm content. Și cred că atât, dar nu cu 404, nu. 200, ok. Și ce mai era? Ai că acum chiar mă uit pe astea, că nu mai știu. Ah, e. Ok, și cred că mai trebuie să iau un așa ceva. Unde? De ce? Ah, ok. Nu m-ar fi mirat să meargă oricum. Dar nu contează că e 200, în rest chiar nu contează. Da, nu cred că pasează textul ăla, cred că ignoră și ei cum ignoră și noi până la sfârșitul rândului, sunt aproape sigur că și ei fac chestia asta. He, 200 și-am primit, dacă nu mă credeți, vă arăt și cu un chat conținut cu Shirley, care e Hello World, cum mă arăta și asta. Bravo! Bun! Ok, acum ce mai avem noi de implementat ca să avem partea asta done? Este range-ul. Asta n-am făcut, da? Deci hai să încercăm să facem rapid de tot și range-ul. Da, și not found. Ok, hai să facem not found, mai întâi că e mai simplu. Bun, și aici putem să facem ceva de genul ăsta. Hai să facem chestia asta așa, să luăm path-ul. Să-l punem aici. Bun, și mai zicem if, nu, pardon, file. Așa, funcția se numește așa. Și dacă există, facem jucăria asta. Așa. Else. Ah, ce bine că am pus rătă asta. Și aici probabil că trebuie un tu. Da. Ok. Hai să vedem. Bun. Cred că dacă mai merge chestia asta, nu cu chiar, că e cheating, asta merge. Și dacă punem fiecare neinstă, prin 404. Super. Deci, asta a fost foarte simplu de făcut. Ce mai trebuie să facem e chestia asta cu header-ele. Unde asta o să fie un picuț mai complicat, dar hai să încercăm. Bun, deci. Cum arată, în primul rând, header de range? Nu o să vă întreb, că nici eu nu știam. Să look it up. Dacă nu vă place și nu se pare fan, trebuie să dați din apea natural, că el a fost cu ideea cu range-ul. Așa, deci arată așa. Range. Ok, și după aia bytes egal cu și e ceva de genul 1, 10. Ok, noi nu o să facem toată implementarea în care poți să ai și doar așa și de la început la 10 sau poți să ai și de la 10 la sfârșit care arată așa și poți să ai mai multe cărmoște care au cu virgulă sau cu spații între ele. Nu o să facem asta că nu avem timp să scriem și nu scopul să scriem parsele acum. Așa că o să facem numai varianta în care e bytes egal un număr minus alt număr și gata. Da? Deci asta doar asta o să suportăm din range. Bun. Păi și cu ce începem? Păi în primul rând trebuie cumva să avem chestia asta, deci trebuie să o scriem aici, da? E greșit. M-am scris. Așa, e așa ceva. Bun. Ce înseamnă asta? Înseamnă că poate o pereche de întregi. Da? Asta înseamnă maybe int virgulă int. Care, na, asta, deci poate să fie sau să nu fie o pereche de întregi acolo, da? Bun, și acum trebuie să schimbăm parserul să vedem și dacă avem sau nu perechea aia. De fapt, inițial am putea să scriem aici nothing, pardon, și compilatorul trebuie să fie happy în afară de aici, unde nu citesc dacă are range-ul sau nu. Bun, da? Deci, momentan putem să zicem că e ca înainte, numai că am putea să citim cândva și perechea de întregi pentru range. Și hai să vedem cum o citim. Hai să scriem un parser. Și astea cum apar, de fapt, aici? Range o să apare, deci ce am scris eu în comentariul ăsta pe aici, o să apare exact printre astea undeva, dar nu știm exact unde. Și atunci ce fac? Ne trebuie un parser care citește un header,
dacă este cu range, îmi dă un maybe intent, dacă nu e cu range, îmi dă nothing, că nu mă interesează să parsez toate șederile astea, nu vreau să stăm acum să fie parsele pentru toate, da? O să faci create while slash. Ceva foarte similar, numai că trebuie să știu să le ignor pe unele și nu pe altele. Deci o să fie o combinație între unele sunt așa și unele sunt așa. Unele sunt range, unele nu sunt range și nu mă interesează. Și cu take-all. Da, da, o să fie o combinație între astea, da? Bun, și acum, hai să zicem așa, headers parser. Un parser care dă, trebuie ce ar putea să-mi dea. Că trebuie să-mi dea o listă de maybe, int, și aici intrăm în niște tipuri drăguțe. Așa. De ce? Pentru că aici, oricum ai zis, tu vreau să fac chestia asta, vreau să zic headers. Sunt pc.take while 1 și o să ne gândim exact care e condiția. De fapt, nici dacă pot să zic take while 1, cred că trebuie să zic o formă de repeat. Poți să faci take while și faci cât timp sufixul e slash range. Cred că trebuie să fac chestia asta, așa, de fapt. Dacă nu mă înșel. Da, deci asta, mă rog, asta e oarecum echivalentul lui take while, numai că ți-a ceva un pic mai avansat. Deci take while-ul ăsta merge la nivel de caracter și zice, iei caracter cu caracter până ceva. Ăsta e un pic mai high level, ce nu iei caracter cu caracter, îmi parsez chestii întregi. E o chestie mai mare, una câte una, și faci de câte ori poți până să failează odată asta, da? Deci în loc să am o verificare la nivel de caracter, am o verificare mai mare la nivel de un parser întreg. Bun. Ok. Bun, și asta, header parser, ce am zis noi că trebuie să fie? Păi, ori e range, ori nu e range. Deci, range parser sau... sau nimic. Nothing. Asta e de la maybe, da? Bun. Bun, și range parser ar trebui să fie așa, un parser pentru maybe int int. Ok, și asta ar zice, trebuie să zicem așa, ia un string de genul range 2. bytes egal și după aia numărul 1 sau start să zicem. Și aici nu mai știu cum se numea, era cu decima. Un minus. Și după aia am terminat. Bine, hai să fim civilizați, să citim și sfârșit, nu? Ok. Bun, și după aia ar trebui să zicem că am terminat și întoarcem start end. Bun, acum mai avem o problemă, că nu i-am zis, ok, chestia asta, ce o să facă? Deci asta ne parsează, zic eu corect, sper, un range. Și ce se întâmplă? O să încearcă să parseze range. Dacă cumva e primul, parsează și e bine. După aceea mai rulează o dată și încearcă să parseze host, nu reușește și dă nothing și am prezis că problema e că nu se termină niciodată. Poftim? Da, că n-am, practic eu tot timpul îmi zic că ok, are să parsez, știi, și îl parsează ăsta și pe 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 aia ajunge aici și parsează și pe ăsta și așa te mor input. Da, eu nu știu că s-a terminat send-ul. Parserul nu are treabă cu send-ul, sau cu receive-ul, pardon. Și atunci trebuie cumva să zicem ok, dar dacă avem cumva un header care începe cu, cum ai zice, cu rână, da, deci acest rând gol de aici, atunci that's when we fail, ne oprim. Da? Bun. Și cum facem asta? Pe în loc de pure, n-a să zicem parse, să zicem, sau, de zicem doar empty header. Da? Care ăsta merge doar dacă nu este ceva gol. Și plus că trebuie să și mâncăm cumva contentul, adică pe cumva să zicem cum să-l parseze, da? E, și asta cum arată? Și trebuie să fie tot de maybe. Deși noi tot timpul o să-i zicem nothing. Bun, și atunci ce trebuie să de fapt, noi nu știm ce e. Ok, trebuie să ignorăm. Ok,
Până la umără, ce ziceți? Cred că are sens, nu? Pardon, take quite diferit. Așa că cred că n-are, cred că chiar și internul nu are voie să folosească decât ca terminator acolo, da? Protocolul. Așa, deci luăm tot până acolo și pe aia luăm, mai zice ăsta, și pe aia zice nimic. Take-while 1 zice că trebuie să ia măcar un caracter, da? Adică trebuie să fie măcar un spațiu, un ceva înainte de ăsta și rândul ăsta începe direct cu R, da? Cu spațiile și R. Și atunci cred că ar trebui să meargă și cred că am scris un pic altfel decât în copiuță, o să vedem dacă merge. Bun, e, și acum aici avem o listă de headere, tipul ăstuia, pentru Forever Still Following, este listă de maybe int int, care e corect, pentru că ne-am zis nicăieri că trebuie să fie un singur header de range, poate să fie mai multe. Nu? Și chiar un browser ar trebui să fie mai multe, nu știu ce ar face asta, dar ar trebui să fie mai multe headere. Noi o să luăm varianta simplă și să zicem dacă există unul, luăm pe primul și ăla îl folosim și gata. Poate în campus să le mergem sau să mai facem cine știe ce alte nebunii. Da, și chestia asta cum se face? Bun, aici, aici. Facem o... O să fie niște magic. Aici, close your eyes. Sper că e bine asta. Ceva mi-i place. Range, da, corect. Bun. Bine, acum două cuvinte, ce se întâmplă? Sus de tot, deci headers, înainte să puncheați maybes, era o listă de maybe int int. Și chiar maybes ce face? Ce înseamnă maybe? Maybe ce înseamnă? Că am o listă de chestii care sunt ori just 1, 2, ori nothing. Da? Și chiar mai bine ce facem? Scoate toate nothing-urile din listă, îmi lasă doar just-urile, da? Dacă am numai nothing-uri, îmi dă o listă goală. Da? Și dacă am doar just-uri, îmi lasă așa. După care, listul maybe ce face? Dintr-o listă, care acum nu mai are just-uri și nothing, are doar ori perechi, ori goală, o să-mi întreabă primul dacă există cu just în față, deci în cazul ăsta mi-a dat just 1, 2, și dacă, sau dacă e goală, îmi dă, da? Și un pic de jonglăm între maybe și listă, da? Mai întâi tăiem nothing-urile și după aia luăm pe primul just dacă există, dacă nu rămâne nothing. Așa, un pic de Haskell type Tetris. Bun, e, și acum ne parsăm header-ul ăsta și uite, ca să vedeți că chiar facem asta, o să pornim serverul și o să-i zicem aici range bytes egal 1, 2. Cred că așa se face. Ce-a greșit? Da. Ah, there we go, da. Și am testat cam vreodată, că inițial era nothing aici, când am reușit să-l parseze, și acum l-a parsat și 1, 2. Super. Merge și parserul. Bun. Și acum, ultimul lucru înainte de pauză, cred că am durat un pic mai mult decât trebuia, dar stai că plămâisem. E să și folosim range-ul ăsta undeva, da? Că momentan nu ne bagă în seamă chestia asta și avem aici range. Bun. E. Și ca să fie treaba un pic mai civilizată, eu propun așa, hai să facem o funcție ajutătoare aici, care e ceva de genul read file, care ce argumente ia? Un path și un range care poate fi nothing. Și avem aici un caz care o să scriem după aia sau just start end. Da, astea sunt cele două variante și trebuie să scriem cod pentru ambele, da? Bun. E, și pentru nothing avem deja codul ăsta. Dar nu face nimic interesant. Citim de la path. Și pentru cazul care... Bine, hai să schimbăm și aici să nu uităm, că sigur voi uita. File path și range, da? Bun. Și dacă avem mai multe chestii aici, ar fi ceva de genul ăsta. Nu, pior. Trebuie să facem un to aici. Probabil trebuie să citim același fișier oricum.
Așa, și după aceea să zicem așa, bus, punct, take. Ok, îmi place lui că ăsta mai definit undeva, hai să vrem să mă scăpăm de oameni. Da, rezolvăm oameniguri la pauză, nu este important oricum să... De asta e naming clash-uri, dar nu ne se curcă cu nimic. Și acum primim doar... e zero based, by the way, de-aia, dacă facem 0, 1, o să primim hash, da? Și dacă facem 5 și mai departe, da? Deci, am făcut, deci hai să recapitulăm, am făcut get, avem range, avem 404, avem 500. Cred că suntem gata cu prima parte. Bun, pauză. Acum eu o să fac așa, o să fac commit la ce avem acum, urc pe GitHub, și o să vă pun slide-ul cu URL-ul, dacă vreți să vă distrați, să încercați să... Nu dacă vreți, trebuie. Pentru cine vrea. De fapt. Bun, și având în vedere că știți ce face serverul acum, pregătiți-vă exploiturile ca să exploatăm fix funcționalitățile implementate. Bun. E singura funcționalitate. Aveți mai mult? Mă gândeam la câte exploituri mă gândeam eu? 3? 3, cred că sunt. Da, eu mă gândesc la 3. A, dar aici de funcționalități, mai multe exploituri. Adică 3 sigur de încercat, 2 sigur există. Acum sper să ne... L-ai și tu? Trebuie ca rup sau ca eu să rup?
găsit cineva ceva? Bun. Știu cineva care a găsit directory traversal. Știu că cineva a găsit directory traversal. A mai găsit cineva altceva? Ok. Ionuț, vrei să ne povestești despre finding-urile tale? Da, ok. Dar cumva trebuie să conectezi laptopul, nu? Poți să arăt eu dacă vrei. Poți să mă lași la tine acum? Sigur. Ok. De dacă am părut și te descurcă. Dar nu cred că am părut, deci dacă vrei poți să... Nu contează, că nu e problemă. Copii. So. O vulnerabilitate ar fi faptul că el citește fișiere, poți să controlezi file-ul, nu? Deci, dacă pui .com/, și încerci de ceva care știi că există, e decât pasă de gând, ar trebui să... Și era un pic interesant, așa? Nu? Dar să încercăm altceva mult mai interesant, dacă poate să... Bine, poate să fie așa, ca test să vezi că totuși merge. Avem trei directoare și acum încercăm să suntem în root, nu? Slash. Încercăm un pic pe pasul de să vedem dacă merge. Faci chestia mai mare, că nu se vede pe stream. Nu se trimite exact așa, încearcă, cred că nu face un canonical path și trimite de fapt slash, pentru că pasul de nu mai trimite cu slash. Cred dar putem să folosim un debug, ceva ca să... Aparat, uite, scuze. Deci, până în tool-ul ăsta... Până pe nou să se vadă mai mare și de zoom. Ah, ok, ăsta trimite exact ce pui în rel. Acum că am văzut că merge treaba asta, hai să vedem ce putem să facem. Ideea e că tu trebuie mai întâi să verifici, băi, sunt root, nu sunt... Încercăm un shadow, probabil nu o să mergi, vezi care e cel mai bun. Yeah, doesn't work, so we are not good. Faptul că am atât cât poate să vedem, putem să ne mai uităm puțin pe aici, să vedem ce user sunt. Home Vlad. Hai să încercăm ceva. Dar chiar vrei să iei rut pe mașină, nu? Sper că nu sunt urele. Oh, ok. No, go down, please. Asta se registrează, fii atent. Cred că putem să găsim codul sus, cum ai tras aici. Dacă nu am fi avut... Fish. Fish nu bash. Pentru asta. Scuze, cum vedeai? Ok. Ok. Ionuț, hai să ne focusăm pe server. Dacă sunt și altele. Pe web server, nu pe server. Ok. The point is... Okay. Deci e clar că chestia asta e o vulnerabilitate și mai departe se poate găsi și altceva, citi fișiere și așa mai departe. L-a reparat serverul și da. Avea ce am găsit. Da, ok. Să încerc slash random. Nu o să ți răspund că reacționează. Ok. Așa. Dați asta? Mă dea de asta, nu poate pe lege. Bun. Alte chestii care nu trebuie să le închid până. Bun. Ok, deci asta e clar, era un exploit care e acolo, pentru că nu verificam, nu validam deloc path-ul, da? După care, ce altceva ar mai putea fi, sau se mai întâmplă deseori la server de web, ar mai fi două chestii. Unul este range-ul. Head-ul de range, aici bănesc că ați încercat. Care cea casie? Trebuie să dai, să zicem, invers valorile, da? End start în loc de start end, sau să încercăm valori negative, sau cine știe ce, cred că cineva încerca chestia asta. D
Din fericire, după cum funcționează by default și să deschid fișierul, să... Da, dar am încercat pe serverul vechi. Din fericire, după cum merge, merge funcția de take și drop din Haskell, chestia asta nu se poate întâmpla. Adică funcția de take și drop verifică ca numărul să fie pozitiv și dacă ăsta e negativ, atunci nu face nimic. E ca și cum ai chema cu 0 și... pardon, la take e ca și cum ai chema cu alt lucru. Ei toți am impresia dacă e negativ și la drop e ca și cum ar fi 0 sau chestia de genul ăsta. Oricum nu se întâmplă niciodată, că ori nu primești nimic, ori primești tot, dar niciun caz nu stă overflow sau alte chestii cu alte limbaje. Și din cauza cum se citește decimal ăsta, deci pasul ăsta de decimal nu poate fi niciodată negativ, adică el nu citește decât cifre. Și atât consecutive, dacă a găsit minus sau altceva, nu îl citește, nu îl bagă în seamă, deci n-o să... chestia asta cu exploitul de range, by default, fără să vreau, implementarea naivă a ajuns să nu aibă o problemă cum au avut, să zicem, cred că Apache, nu mai știu, avea, a avut la un moment dat o vulnerabilitate destul de nasoală pe range. Isa server era din al of service sau... Așa. Okay, la bun. Altă vulnerabilitate la care ne-am gândit noi, nu știu, dacă practic există și altele care ne-am dat seama, ar mai fi slow loris, adică deschid o conexiune și nu trimis nimic, sau trimis câte un byte, câte un byte, câte ceva, sau trimis foarte multe headere, că noi parsăm headere câte ne trimiteți. Dacă... deci, puteți, și asta e o chestie care n-am încercat-o și probabil că e și asta o problemă, probabil că am dat să explodați memoria cu trimiteți headere, ăsta le parsează, acum nu știu, s-ar putea atunci să nu fie o problemă, că nu le salvăm nimic despre ele, da, deci... Are cineva exploit-ul la îndemână? Da, puteți să încercați pe serverul ăsta cu... Deci să trimiteți, poate fi și același header, nu contează, da? Și, bine, ar fi interesant și header random, dar și range-ul ăla de multe ori. Că, practic, noi ce facem? Acumulăm toate range-urile într-un array mare. Da, și în funcție de cât de lazy sau nu sunt funcțiile alea, mai ales aia pe cat maybe și așa, dacă chiar le citesc pe toate și le pun într-un array foarte mare și sunt foarte multe, ar fi... ar putea, probabil, să fac chestia asta. Am o mică întrebare, că nu am fost foarte atent. Tu parsezi header-le as they come, adică în momentul în care a venit new line-ul, tu parsezi header-ul ăla sau aștepți să vină toate header-le și când vezi două new line-urile parsezi? E implementation defined, adică ăsta e, practic, e folosit ca un pipe, da? Și el nu așteaptă neapărat să te ne trimit tot și parsing începe, poate să înceapă. Și parsul mănâncă din... Așa până când se termină și la noi condiția de terminare e un rând gol cu care își uită new line. Deci line by line, cum ar fi? Așa face parserul, dar practic receive nu așteaptă să termine receive-ul. Da, deci el... Ok. Da. Bun. Ok. Deci cam asta ar fi, să zicem, ne-am zis așa că ar fi cam trei mari, da? Directory traversal, care e clar o problemă mare, ăsta cu range-ul care am zis că, de fapt, nu e o problemă, și slow loris. Cel mai simplu de rezolvat și cu care... Da. Vreți să mai zice eu? Cel mai simplu de rezolvat e slow loris. Pentru că avem o soluție simplă. Dacă în 30 de secunde, ne gândim noi la un timp rezonabil, 30 secunde, o minut, toate, cât vrem noi, nu ne-ai trimis, n-ai terminat de trimis, la revedere. Ne pare rău, dar nu avem timp pentru voi. Da? Și, din fericire, chestia asta este destul de simplu de făcut. Și vom începe cu asta. Să reparăm. Deci acum suntem așa, în fel de... Continuăm să vorbim un pic despre exploituri, vedem și cum le reparăm în Haskell, da? Bun. Da. Și în timp ce Vladimir le repară acolo, încă să nu le pui live, nu, deci nu le sunt live. În continuare, pe server, dacă vreți să încercați chestia care am zis-o cu să trimiteți multe headere sau ceva, e aceeași versiune ca mai devreme. O să pun abia la sfârșit, poate, ultima versiune. Deci, da, vă rog să încercați tot ce vreți, din ce am zis și din ce nu am zis. Și dacă găsiți ceva nou, să ne spuneți ceva. Exact, nou. Da. De? A, exact. Așa. Bun. E, și acum, de fapt, ce vrem să facem? Deci,
la acest run TCP server, ce am zis, că handlerul ăsta e o funcție care îmi ia un argument APU data, da, care, din care pot să-mi scot datele de, pentru receive și ce se trimit la, la send, dar în primul rând e o acțiune, e un IO unit, da, e ceva care face o acțiune. Și de fapt, ce ai vrea să fac acum? Ai vrea să fac ceva de genul ăsta. Ok, asta e o acțiune și în același timp vreau să încep o altă acțiune în mod paralel, care durează, care de fapt un slip sau un, de 30 de secunde, să zicem, și pe aia să zic că asta e ok. Deci, primul care fac un race între ele. Primul care termină, wins și pe celălalt îl omori. Da? Bun. Și în multe limbaje, chestia asta nu arată foarte, foarte elegant ca și cod, dar în Haskell eu zic că arată destul de elegant. Bun, și acum eu zic așa, ok, ăsta să zicem safe handler, mă rog, așa, și să zicem așa. Bun, deci safe handler ăsta trebuie să ia și el tot acum cu data, dar deci trebuie să fie o funcție la fel ca handler, și care ce trebuie să facă? Păi, avem o chestie, sunt ăștia, sync.run concurrently, da? Care ce face? Primește un I.O. și rulează, practic, e un fel de for, da? Pornește un thread și rulează asynchronous. Asta e tot ce face, da? Așa. Și după aia vreau să zic așa. Vreau să zic, ok, ăsta e, oare cum ține arcul ăsta, e run conduit, run concurrently și acum trebuie să-i dau o chestie de tipul concurrently. Da? Și ăsta e un constructor. Și după aia ce vreau să zic? Păi vreau să zic că vreau să numesc concurrently ceva de genul ăsta. Thread delay de, parcă așa, o ții cu 30, așa, și pe aia zic, și acum e chestie foarte drăguță. M-ați văzut la parser cum am zis, vreau să fie parserul ăsta sau parserul celălalt, și operatorul arăta așa. Deci ce e foarte drăguț în viață, că e fix același operator, fie că vorbim de parsere, fie că vorbim de thread-uri, e ăla sau celălalt. Da? Nu contează la ce. Asta e poate fără la Haskell, că o să abstractizeze conceptele astea care nu par neapărat similare, dar în Haskell sunt același lucru, de fapt. Sau, mă rog, pot fi privite similar. Da? Deci e între ăsta, și cred că am trebuit paranteza asta, și un alt async concurrently de pur și simplu handler. Da. Da? Deci, vreau să rulez concurent asta, combinarea acestor două thread-uri. Da? Deci tot asta rulez concurrently și numai că astea două le pornești cu operatorul ăsta. Da? Există un alt operator care mi-ar lua rezultatul de aici și mi-ar duce aici. Da? În care vreau să le zic, ok, vreau să fac un sequence. Știi? Și ăsta îmi face o operație și rezultatul îl dau ăstea, să zicem. Sau poți să am alt operator care poate să-mi combine o valoare de state de aici cu o valoare de state de aici, să o combine cu un altceva, știi? Asta e un fel de await, practic, în alte limbaje. Când ai două chestii async și pe care le combin cu un await să compui rezultatul. Dar ne interesează varianta asta altă de... Așa, bun. Am făcut un pic de dezordine aici la ferestre, așa că... le facem, deci... Ok, aici suntem... Așa și așa. Bun. Și încercăm să scriem și mergem. Mai avem modulele noastre care înscură repar la pauză, dar am mințit. Hai să le repar. Vedem frumos. Ok. Da. Și s-a compilat. Bun. Și acum putem să recompilăm, să pornim din nou serverul. Și acum, ca să testăm chestia asta, că chiar ne deconectează după 30 de secunde, dar trebuie să mai verific eu ceva. Că nu sunt sigur că am pus... Ia, cum era în... Ia să numărăm câte ore avem aici, că nu mai știu cum era. Da, deci era așa, ok. Cred că am pus bine. Am pus bine, cât atât chiar am zis. Bun. Așa. Și ca să testăm chestia asta, trebuie să facem pur și simplu un telnet, da? Pe localhost pe 5000 și pe 5000. Și teoretic în 30 de secunde ar trebui să ne dea afară de pe telnet, da?
cel mai, nu știu cum să-l testez, nu? Dar s-a mai simplu de atât, de fapt. Așa, și după cum vedeți, ne-a dat afară, da? La un moment dat. Pe când, dacă facem un ghet civilizat, aici, așa, trebuie să ne răspundă corect, da? Deci, asta e tot fixul pentru cum să rulăm serverul nostru în așa fel încât să nu avem problema asta, da, să încheiem după un număr de secunde conexiune. Bun. Dacă facem request care durează mai mult de 30 de secunde, întreba afară. Cum adică? Dacă și scriam ceva? Sau la ce te referi? Pentru că până îți venea răspunsul, dura, să zicem, era un query care dura 35 de secunde. Nu, deci în cazul ăsta, dacă handler nu termină în 30 de secunde, nu contează, că nu a terminat de primit, că nu a terminat de parsat, în ce stage e, oricum o să-l omoare. Putem să facem mai smart, după cum zici, să zici, ok, dacă nu am terminat eu, dacă parserul nu a terminat în 30 de secunde, atunci să-l omor sau ceva. Sigur, cum am, na, nu facem apași, veți în următoare sau ceva, am vrut să arăt conceptul. Bineînțeles, chestia asta poate fi montată aici, dar în rap conditul ăsta, care e tot una eu, și la fel de bine am putea să-l omorăm acolo și după aia, în funcție de rezultatul ăsta, să zicem, ok, facem un response sau îi dăm timed out sau ceva, da? Și la fel, am putea, în loc să facem acolo thread delay cu un kill foarte urât, am putea să facem, să-i dăm și un răspuns de genul timed out, un HTTP response mai civilizat, nu connection killed by host sau ceva. Bineînțeles, da? Mă rog, in the interest of time și că nu e foarte interesant să mutăm chestiile astea pe aici, să ne bate cu idle și left și right și alte chestii, am ales varianta asta mai simplă. Da, se poate și mai foarte greu, e aceeași mântură. Bun. Ok, și acum să trecem mai departe la problema de directory traversal. Care, mă rog, are problema de fapt unde este. Am putea să zicem că problema e la parser, că parserul ar trebui să accepte să înceapă cu două, să aibă două puncte sau mai știu eu ce, să fie canonic path din prima. Dar câteodată vrei să folosești chestii de genul ăsta, știu, mai ai aplicațiile mai complicate și vrei să te duci un folder mai sus, nu chiar până în slasher decât password, dar așa, măcar doar una mai într-o parte să, nu știu, ai un CSS sau un index sau un mai știu eu ce altceva, dar și poți să ai relativ path acolo. Deci nu e neapărat bine. În cazul nostru, să zicem, care avem doar un file server, practic, da, doar pietul și poate ar fi ok să facem asta, să zicem, dacă te-am prins cu două puncte de după altul, nu ai plecat, dar pe aia, de fapt, merge și să dai slash slash, adică pe aia să am impresia mea, stai să verificăm. Dar din câte țin minte, la un moment dat chiar mergea. Da, deci, ok, și să nu înceapă cu slash. Dar după aia ai putea să zici, da, dar pot să fac, nu știu, în ce parte nu poate să ai vreo două puncte, două puncte și... Mă rog, intri în niște chestii destul de complicate, așa că poate pasă nu e cel mai bun loc să-ți faci validare. Și, în fine, după aia poți să, mă rog, sunt tot felul de librării, să zicem, care poți să transforme în tipuri mult mai complexe decât string-uri, path-urile și să-ți parseze, să facă toate chestii din ce în ce mai complicate. Cea mai simplă metodă care am găsit este o funcție canonicalize path, care îți dă path-ul, da, după toate redirecturile și traversările și așa mai departe și îl transformă într-un path absolut și canonic. Și după aceea putem pur și simplu să vedem dacă este, dacă path-ul cerut este un, mă rog, dacă base path-ul e un substring al lui, da? Care pe mine e interesat dacă path-ul canonic să fie undeva sub folderul în care am zis noi că trebuie să fie home. Deci, na, asta e tot ce avem de făcut. Și acum hai să și facem. Asta înseamnă că, practic, acest file exists e un... Da. Ok. Acest file exists nu e un check suficient. Doar că există nu înseamnă că trebuie să îl și dăm userului, da? Deci trebuie să avem un check un pic mai... E bun și ăsta, dar așa, mai pe final, după ce ne asigurăm care și voie. Da? Și atunci, să zicem, am putea să luăm chestia asta și să zicem, ok, is allowed, poate, să zicem... check aia și așa ceva, da? Și să mutăm chestia asta de aici.
Așa. Bun. Deci, acum o să scriem și funcția asta, nu? Care am zis că se numește check path, nu? Care ne ia un așa, și bineînțeles că o să avem nevoie de chestia asta, trebuie să fac aici. Bun. Bun, și o să întrească și check-ul ăsta, dar trebuie mai întâi să facem, să facem canicalizul ăla, da? Care trebuie să găsesc cum se numește funcția, ca nu știu pe din afară. Da, exact, se numește așa, deci... Exact cum, da. Bun, e, și după aia... Putem să verificăm path-ul la oricum, că să fim sigur că e același. Și ce trebuie să mai vedem e că, cum mai zice, că e prefix of, nu? Deci trebuie să zicem așa, că if, cum zice, base, path, cum se spune, mai să spun, is prefix of, ceva de genul ăsta, ar trebui să fie. E zoi de ană aici, nu? Ok. E, și cu chestia asta, cred că ar trebui să fie pe tot. Hai să încercăm. Bun, și încercăm asta. Ne dă not found, dacă... De ce ne dă not found? Ăsta întoarce fals și dacă ăsta e fals, primim not found, da? De la if-ul ăsta. Ok, hai să încercăm și cu ceva de genul ăsta. Tot not found și așa mai departe. Deci, da. Fix relativ simplu. Mai greu e de găsit funcția asta. Am stat un pic să găsesc. Era make absolute, dar de fapt aia nu se uita chiar la tot și dacă puneai, nu mai știu, găsisem că mergea pe jumătate, dar dacă făceai ceva de genul path care arăta ceva genul home slash slash sau nu știu chestia asta, ea nu mai făcea absolute și lăsa așa, s-a mișcat fel de tâmpenii. La asta n-am găsit o metodă să o păcălesc, dar nu zic că nu există, na, depinde de implementare, deci s-ar putea să aibă și asta o problemă sau alta. Dar în principiu cam asta cred că e. Adică și ce mi se pare sau interesant e la Haskell și care, mă rog, nu știu cât de bine ar să demonstrez în partea asta a doua, dar pot să vă povestesc măcar și să mă credeți pe cuvânt sau nu, este că asta e feeling-ul general de scris cod în Haskell sau în limbaje funcționale pure, să zicem. În sensul în care ai niște cod care îți merge și pe aia îți poate să aibă bug-uri și nu zice nimeni că nu o să poți să scrii bug-uri în Haskell. Am scris multe și lumea scrie multe. Numai că feeling-ul e că e mai greu să get lost, știi, să trească să mergi, de exemplu, nu știu, experiența mea în C-Sharp era că trebuia să mergi tot timpul în toate definițiile, toate funcțiile care au chemate, de pornind de unde cred că e bug-ul până la the beginning of time, să văd ce fac toate ca nu pot să le... Tocmai asta, să caut side effect-urile, să caut ce se întâmplă care nu e evident din return și parametrii și nu e evident din numele funcției, să zicem. Și te bazezi foarte mult pe convenție, pe încredere, când nu faci asta și introduci bug-uri, da? Pe când în Haskell, timpul nu te minte, da? Și când vezi aia, ok, tot trebuie să te duci să te uiți, dar nu trebuie să te uiți la toate funcțiile. Când vezi is prefix of, care e o funcție de la string la string la bun, nu trebuie să te vezi dacă nu cumva schimbă și ceva de globală sau ceva, da? Și asta te ajută când scrii cod, că poți să-l scrii mai, că trebuie să ai mai puțin, știi, mai puțin language cu tine în același timp. Trebuie să te iau puțin lucruri în același timp, da? Poți să te concentrezi la ce te interesează. Și, na, experiența de reparat bug-ul sau de modificat, poți să te adăugat feature-ul, e destul de plăcut, așa, în sensul în care ai încredere în compiler, compiler is your friend, știi? Și când îți dă eroare, zici, mai scăpat de un bug. Nu știu, iar modul în care scriu feature e că fac schimbarea care îmi dă cât mai multe erori de compiler. Așa, maxim, maxim. Și am sute de erori de compiler și 5 zile mai târziu, ha, îți compara și de obicei aproape merge. Adică,
Poate mai sunt două, trei teste care pică și să vezi, ok, am făcut o mică eroare de logică pe undeva, dar asta e. Compiler slash error driven design e destul de întâlnit în lumea functional programming și e interesant așa ca metodă. Dacă te folosești compiler ca un tool în loc de de ce vrei de la mine, de ce vrei de asta, că am scris bine codul, cum se întâmplă de multe în alte limbaje, Haskell e chiar, oh, right. Nu mă gândisem la asta, așa e, trebuie să verific și cazul ăsta, că nu e bine sau e de genul ăsta. Ok, voi repara și power, deci cam asta e tot. Mulțumesc că m-ați ascultat. Dacă aveți întrebări sau alte comentarii, dacă ați mai găsit ceva pentru cine mai încearcă. Da, a mers slow, Loris. A mers slow, Loris, nu? Da, câteodată merge. ce se întâmplă? Eu dau foarte multe thread-uri, deschid conexiunile și le las deschise. Mm-hmm. Și mă duc după aia în altă parte și încerc o conexiune. Câteodată merge, câteodată nu. Ah, și dar se vede... îți dă time-out, practic, da, nu-ți răspunde. Da, îmi dă time-out. Okay. Da, deci, na, probabil că în momentul în care le omor la 30 de secunde, s-ar trebui mai bine, nu știu, depinde acum și de server, na, dacă e un server foarte slab, mai trebuie să-l pui la 10 secunde sau la 15 sau, na, dar, ok. Bun, păi, na, dacă nu mai sunt și alte întrebări, mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Vladimir, că ai avut răbdarea asta cu noi și pentru prezentarea superbă și cred că e un început bun pentru cât mai multe colaborări din astea. Adică noi avem Call for Papers deschis tot timpul, ca să vă întrebați. Am o întrebare. Da. Pe principiul ăsta de parser combinators, poți să scrii să faci în bază din parserul ăla? Să ai un fel de obiect sau care generează chestii pe baza definiției de... Nu, din bază mai puțin, dar propun din testul de chestii foarte interesante care generează valori. Adică, există un hashtag de chestia asta. Vrei să scrii teste, dar nu vrei să scrii teste... Nu vrei să dai valori, da? Și atunci, pentru un titlu, definește un